În primul meci din Republica Moldova, Sporting Suceava s-a impus cu scorul de 2-0 în fața celor de la Milțami Orhei. Albverzii și-au asigurat victoria prin golurile lui Șuleru și Căinari. Ultimul a fost rechemat în curtea albverzilor după ce a făcut pregătirea de iarnă alături de Rapid. Echipa suceveană a bifat al doilea succes peste Prut după ce a câștigat cu scorul de 3-1 în fața celor de la Zimbru 2 Chișinău. Albverzii au marcat golurile prin Nechitoaia, Ferariu și Curuc. Până la startul returului ligii a treia, echipa suceveană mai are în plan disputarea 3 jocuri de verificare. Sporting urmează să își testeze forțele în compania grupărilor Cosarom Pașcani, Ceahlăul 2 Piatra Neamț și Bucovina Rădăuți.